Pandemia de coronavirus modifică și activitatea salvamarilor, care vor intra în dispozitiv începând cu data de 1 iunie. Astfel, s-a luat decizia că aceștia vor lucra în ture și se vor lua măsuri de evitare pe cât posibil a contactului. Toate acestea nu vor împiedica însă personalul specializat să intre în mare pentru salvarea persoanelor aflate în pericol. Președintele Asociației Salvamarilor din România a declarat pentru Litoral TV faptul că din cauza epidemiei salvamarii își vor modifica atât procedurile de resuscitare, dar și programul de lucru. O să renunțăm că face resuscitarea ca de respiratorie acea respirație gură la gură, că să folosim baloane. O să fie fiecare punct de observare salvamar să fie dotat cu un balon de resuscitare, să-l avem acolo. Programul de lucru va fi la fel, în schimb vor lucra salvamarii în ture, la asta lucrăm, să vedem, o parte dintre ei se vine la prima oră, a doua parte se vine pe undeva, pe vreo oră, două mai târziu, să nu se întâlnească toți. Iar la sfârșitul programului, cei care au venit de dimineață să plece puțin mai devreme. Președintele Asociației Salvamarilor ne-a mai declarat că dispune de destul personal pentru a face față programului în ture. În ceea ce privește sfatul medicilor pentru sezonul estival 2020, aceștia le recomandă oamenilor mai multă precauție. Ei avertizează că trebuie păstrată distanțarea socială de cel puțin 1,5 metri în apă sau pe plajă. Un raport al Consiliului Național de Cercetare din Spania relevă faptul că noul coronavirus, la fel ca și alte virusuri, nu ar putea fi periculos în apa mării datorită mediului sărat care diminuează gradul de virulență al SARS-CoV-2, însă, în cazul aglomerărilor de oameni din apă, în care un purtător strănută, există totuși un risc. În ceea ce privește nisipul, riscul de infectare cu noul coronavirus ar fi minim datorită combinației dintre apa sărată, razele ultraviolete și temperaturile ridicate. Însă mare atenție la șezlonguri, spun specialiștii, întrucât virusul poate supraviețui pe suprafețele uscate.